haideți cu mine, haideți cu mine. Ce ați făcut? De ce v-au oprit colegii mei? Ați avut viteză? Și cu ce viteză v-a prins? 75 sau 60. 75. Viteza regulamentară aici? Este de 30. Dumnezeule. Astăzi avem o activitate a serviciului rutier Prahova. Împreună cu colegii noștri încercăm să arătăm conducătorilor auto consecințele accidentelor, da? Și a vitezei neadaptate. Haideți, curaj! Ia să vedem. Recunoașteți de aici un accident? Băieții cu motoarele. Da? Au fost prietenii mei, da. Au fost. Da? Dar cred că seria 1, dacă nu mă înșel. Seria 1, dar cu 3 zile. Are importanță? Nu, tot prieten, așa este. Da, în rest, După cum observați aici, în imaginele respective, aveți și cauza generatoare a accidentului respectiv, da? Acolo avem viteza neadaptată, aici avem neasigurarea, vă interesa acest aspect, vă interesa? Dar vreți să vă mai spun un lucru, pe lângă faptul că nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers, autoturismul, cei doi nu aveau nici viteza adaptată la conducerea de curs, da? Deci aici avem două cauze generatoare de accidente, da? Noi credem că văzând imaginile astea, vor avea o altă reprezentare în mintea dumneavoastră și că poate impactul pe care l-au asupra exact, este cel de a vă face să ridicați diferite de accelerație, de a conduce mai prudent, de a nu vă urca niciodată sub influența băuturilor alcoolice, de asemenea, și mai bine nu vă urcați la volan în mașină, dacă simțiți dumneavoastră că sunteți euforic, că aveți adrenalina așa la cote maxime și aveți tendința de a băta accelerația. Pentru că vedeți ce se poate întâmpla și vă dați seama că niciunul dintre acești conducători auto nu a plecat la drum cu gândul că va produce un accident. Exclus această variantă. De aceea, poate văzând, vor rămâne în memoria dumneavoastră.